Bine ați venit pe acest canal de YouTube, Aquaria, Astrotarot. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt astrolog Aquaria și pentru că acum când filmez acest video în noiembrie 2021, împlinesc 22 de ani de existență pe web ca astrolog, m-am gândit să vă ofer acest cadou. Eu, 22 de ani, vine anul 2022, dar înainte de 22 din anul 2022 este un 20. Și ca atare am ales acest 20 ca moment cheie să vă prezint pe parcursul acestui film 20 de puncte importante, dar veți vedea că sunt mai multe de fapt, că unele se repetă, 20 de evenimente speciale, puncte cheie, puncte de reper, episoade deosebite ale acestui an în care ceva urmează să se întâmple, ceva ni se oferă aparte, deci ceea ce spun nu sunt lucruri care se întâmplă zi de zi. Oricum despre toate voi vorbi din nou la horoscoapele zilnice din momentul respectiv, săptămânale, lunare, clar că le voi relua și în horoscopul luni și în horoscopul anului 2022 pentru fiecare zodie în parte, deci fiți pe fază să urmăriți pe parcurs aceste momente. Puteți să vi le setați și în telefon ca remindere, vezi că e cea mai puncte-puncte zi din an, că veți vedea că există cea mai puncte-puncte zi din an. Ca atare urmăriți acest video să vedeți ce lucruri interesante se întâmplă în 2022, în 20 de episoade pe care vă invit să le urmăriți acum, le veți găsi și jos pe minute descrise din nou ca să vedeți cât de interesant este anul 2022. Nu contează că vedeți acest video la sfârșit de 2021 sau îl vedeți pe parcursul anului 2022, clar că se referă la marile momente ale anului 2022, că sunt câteva momente cu totul și cu totul speciale și ca atare ceea ce vedeți acum nu este o analiză astrologică, nu este un horoscop, pentru că horoscoapele dedicate anului 2022 pentru fiecare zodie vor fi separate de acest video, nu contează când vedeți acest video, poate îl vedeți în martie, deci deja există horoscoapele 2022, dacă îl vedeți în noiembrie când apare, urmează să apară horoscopul anului 2022 pentru fiecare zodie în parte. Acesta este o trecere în revistă, dar am încercat să fie un pic diferită, luând din 2022 cele 22 de momente cheie, că am descoperit câteva cu totul și cu totul speciale, de aceea stați aici să vedeți despre ce este vorba. Înainte de a vorbi de momentele cheie, vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube în cazul în care n-ați făcut-o, să vă alăturați comunității. Aquaria este o comunitate plătită de membrii plătitori, bineînțeles dacă veți simți nevoia să o faceți, nu vă obligă nimeni. A fi abonat înseamnă în continuare abonament gratuit. Ceea ce urmează să spun este pentru toată lumea, de aceea dacă vă place ceea ce vedeți și sunteți noi pe aici, există jos un buton pe care scrie abonează-te, subscribe, alături este și un clopoțel pe care puteți da click ca să fiți anunțați, notificați ori de câte ori apare ceva pe acest canal de YouTube și dacă sunteți proaspeți pe aici, vă anunț că apare zilnic ceva. Există horoscop zilnic, horoscop săptămânal, horoscop lunar, bineînțeles și horoscop anual, o dată pe an, o mulțime de etalări în tarot pentru amatorii genului sau tot felul de filme cu conotații astrologice, pentru că, așa cum v-am spus, asta fac de 22 de ani încoace. Din acest moment, haideți să intrăm în povestea anului 2022 cu ce, decât cu o scurtă trecere în revistă, nu voi detalia, a schimbărilor majore de planete din anul 2022. Bineînțeles, Mercur va face un tur complet de zodiac. Începe anul 2022 în Capricorn și îl termină tot în Capricorn, exact ca Venus. Tot în Capricorn este Venus la începutul anului și tot la sfârșitul anului va fi în partea cealaltă în Capricorn. Deci Mercur și Venus sunt planetele cele mai rapide, cele mai grăbite, care fac un tur complet de zodiac, exact ca Soarele. Și Soarele va fi tot în Capricorn pe 1 ianuarie și tot în Capricorn pe 31 decembrie 2022. Deci cele trei planete rapide, Mercur, Venus, Soare, vor merge umăr la umăr pe tot acest periplu zodiacal, făcând un tur complet de zodiac. Întotdeauna se întâmplă asta. Uneori se mai poate întâmpla ca Mercur sau Venus să fie în zodiile alăturate, dar de regulă asta este tura completă a unui zodiac din Capricorn în Capricorn. Marte, în schimb, începe anul în Săgetător și îl termină în zodia diametral opusă în Gemeni. Deci,
face exact jumătate de zodiac. Jupiter va avea un periplu interesant în 2022, pentru că exact la final de 2021 a intrat în pești. Vom vorbi despre asta, i-am oferit un capitol special în cele 22 de momente ale anului 2022. Deci începe anul în pești și termină în, sau intră la un moment dat în berbec. Cam astea sunt zodiile pe care le parcurge Jupiter în 2022. Un pic în pești, un pic în berbec, din nou în pești, așa o să curgă de câteva ori prin pești și berbec, dar vom vorbi despre asta imediat. Saturn stă bine mersi în vărsător, nicio noutate, la fel nicio noutate de la planetele rapide, Uranus în continuare în Taur, Neptun în continuare în pești, Pluto în continuare în Capricorn, iar Neptun și Pluto se apropie încetul cu încetul în 2022 de finalul de zodii pe care le parcurge. Nu anul ăsta, nu în 2022, în curând vor ieși și ele, Neptun din pești și Pluto din Capricorn, dar sunt pe final de zodie. Nodul Nord și el proaspăt mutat în Taur la sfârșit de 2021, stă bine mersi în Taur tot anul 2022, iar Lilith la un moment dat va trece din Gemeni, unde se află la începutul anului, în Rac, unde va fi la sfârșitul anului și căruia i-am dedicat un capitol special în această analiză pe care o vedeți acum. Haideți să începem într-o notă optimistă, ca atare am să vă vorbesc de primul moment cheie al anului 2022 și aceasta este cea mai fericită zi din an. Este ziua în care Soarele și Jupiter se întâlnesc. De data asta se vor întâlni în pești. Și cea mai fericită zi a anului va fi 5 martie 2022, când Soarele frumos va avea întâlnirea anuală cu Jupiter. În fiecare an avem o zi fericită și aceasta este ziua când Soarele, energia maximă, se întâlnește cu Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar și căruia lui Jupiter îi se acordă niște conotații fericite. Este un moment de progres, de creștere, de evoluție, folosit data de 5 martie. Bineînțeles că această conjuncție se va simți cam în prima jumătate a lunii martie, așa că putem spune că martie este cea mai fericită perioadă din an și cu cea mai fericită zi din an, când Soarele și Jupiter se vor întâlni. O singură conjuncție de acest gen pe parcursul anului 2022 și aceasta este 5 martie. Folosiți-o din plin pentru tot ce considerați că vă aduce fericire. Continuăm cu al doilea moment cheie al anului 2022 și asta este cea mai norocoasă zi din an, nu cea mai fericită, cea mai norocoasă. De ce? Este acel moment din an în care cele două planete, numite Micul Benefic și Marele Benefic, se vor întâlni. Micul Benefic este Venus, Marele Benefic este Jupiter și la un moment dat cele două vor trece frumos împreună prin aceeași zodie, încât conjuncția, sigur, se va și produce la un moment dat în aprilie-mai anul acesta, 2022, Venus, deci și Jupiter vor fi împreună alături, conjuncția durează câteva zile, nu doar o singură zi, dar la punct exact, la grad exact, vor fi undeva la granița dintre aprilie și mai, adică putem spune că cea mai norocoasă zi din an sunt două, de fapt, pe 30 aprilie și 1 mai. Cumulat, vom avea un 1 mai norocos din plin când Venus și Jupiter își vor da mâna. Mai mult decât atât, chiar atunci, pe 1 mai, tot la granița dintre aprilie și mai, va avea loc și luna nouă din Taur. O lună nouă cu cea mai norocoasă zi din an, putem să-i spunem că e și cea mai norocoasă lună nouă din an, în momentul când Soarele și Luna se vor întâlni acolo în Taur. Și Jupiter cu Jupiter cu Venus în același timp. Deci țineți minte, finalul de luna aprilie, 25 aprilie până pe 5 mai 2022 este cea mai norocoasă perioadă din an, cu punct maxim atunci pe 30 aprilie și 1 mai. Profitați de aceste zile din belșug pentru a vă bucura de noroc cu carul. Cele două planete norocoase își dau mâna frumos și ne revarsă asupra noastră, fiind și o lună nouă, e un moment excelent pentru orice tip de noi începuturi. Tot ce vreți să începeți, mai e și primăvară atunci, tot ce vreți să începeți, ăla e momentul. Haideți să vorbim de cel de-al treilea moment cheie, vorbim de numărul 3 pe lista mea de superlative ale anului 2022, vorbim de cea mai bună perioadă a anului.
Cea mai bună perioadă a anului vor fi atunci când se formează pe hartă doar aspecte benefice. Da, vom avea o perioadă doar cu aspecte benefice, adică fără opoziții și fără cuadraturi, mai rar așa ceva. Și am verificat pe hartă, sunt 3 astfel de momente. Nu avem doar o singură cea mai bună perioadă, ci 3 cele mai bune perioade ale anului 2022. Undeva în luna martie, între 2 martie și 11 martie, nu se produce nicio opoziție, nicio cuadratură. Au loc doar sextile. Și veți vedea de ce, voi vorbi imediat despre această perioadă, de ce e atât de interesantă. Deci țineți minte, între 2 și 11 martie, doar sextile, între 2 și 6 aprilie, doar sextile, și încă o singură zi, o singură zi din an, 2 mai, care ați văzut vine imediat după cea mai norocoasă zi din an, 2 mai, când doar sextile și trigoane se formează pe hartă. Adică deloc cuadraturi și deloc opoziții. Am scos totuși din această analiză luna. Oricum, cuadraturile și opozițiile lunii sunt foarte rapide, durează practic câteva ore dintr-o zi, de aceea nici nu le-am mai pus la socoteală. Că în afara acestor perioade, da, vor avea loc cuadraturi, vor avea loc opoziții, dar țineți minte, 2 și 11 martie, între 2 și 6 aprilie și o singură zi din an, 2 mai, care vine la pachet cu cea mai norocoasă zi din an. Deci cele mai bune perioade ale anului. Avem și cea mai grea perioadă a anului. Și anume, este prima jumătate a lunii noiembrie 2022. Când se vor forma cam multe opoziții și cuadraturi. Am avut o astfel de perioadă și în noiembrie 2021, tot cu foarte multe opoziții și cuadraturi. Dacă țineți minte, a fost o perioadă cu 6 cuadraturi și 3 opoziții simultan. E, iată că și noiembrie 2022 este într-o situație similară. De ce? Pentru că se păstrează încă planetele Saturn, hai să zicem doar Saturn, se păstrează acolo în Vărsător și Uranus în Taur, care înseamnă 90 de grade și ca atare o să își concentreze aceste două planete energia tensionată către planetele din Scorpion la momentul respectiv, astfel încât în momentul când vor trece Soarele, Mercur și Venus în Scorpion, vor forma opoziție cu Uranus, cuadratură cu Saturn, deci clar, din start aici vorbim de 3 opoziții, 3 cuadraturi, dar la momentul respectiv va fi și nodul Nord în Taur. Deci din nou încă 3 opoziții. Practic atunci în noiembrie vor avea loc 3 opoziții de la Uranus, 3 opoziții de la nodul Nord și 3 cuadraturi de la Saturn. Doar 3 față de 6 cât au fost în noiembrie 2021 e nimic. Dar totuși este cea mai grea perioada anului, fiind cel mai mare cumul de aspecte negative. Așa cum v-am spus ceva mai înainte de cea mai bună perioadă, doar cu aspecte pozitive, fără cuadraturi și opoziții, atunci avem cele mai multe cuadraturi și opoziții din anul 2022, adică prima jumătate a lunii noiembrie și atât. Acum să vorbim despre cel de-al cincilea moment cheie al anului 2022. Și aici vorbim de mai multe momente cheie și anume de cele mai interesante faze ale lunii din 2022. Tocmai v-am spus că atunci, pe 1 mai, va avea loc cea mai norocoasă lună nouă din an, de aceea m-am uitat la cele mai interesante luni noi din an. Luna nouă este momentul când Soarele și Luna se întâlnesc în același punct pe cer, într-o anumită zodie, și avem parte de câte o astfel de lună în lună nouă, în fiecare lună. Cea mai interesantă lună nouă din an va fi pe 2 martie, când Luna nouă se formează în Pești cu un cumul mare de planete în Pești, vor fi atunci 4 planete în Pești, Luna, Soarele în conjuncție și Jupiter și Neptun tot în Pești, deci o energie de Pești foarte puternică. Dar de ce este interesantă e că Luna nouă și Soarele vor fi în conjuncție, Luna și Soarele vor fi în conjuncție cu Jupiter, deci putem spune că este încă una din acele perioade norocoase. Jupiter este o planetă norocoasă și este la ea acasă, în Pești, se simte foarte puternică. Deci va fi o conjuncție lună-soare foarte aproape de Jupiter, nu la grad exact, dar e acolo, e ca un ocrotitor. Mai mult decât atât, tot în acea zi,
va avea loc o triplă conjuncție foarte interesantă între Venus, Marte și Pluto. Toate cele trei planete vor fi în același punct pe cer, triplă conjuncție, cum și Soarele, Luna și Jupiter sunt în triplă conjuncție, trei planete în același punct, și aceste trei planete, Venus, Marte și Pluto, vor fi în conjuncție perfectă în Capricorn și în același timp vor primi un trigon foarte interesant de la nodul nord. Poate fi o lună nouă de destin, care schimbă destine, ne trimite pe calea noastră potrivită, karmic vorbind. Sigur că la momentul respectiv, țineți minte, 2 martie, sigur că la momentul respectiv voi dedica acestei zile un film special sau, mă rog, o introducere în horoscopul zilei de la momentul respectiv și în horoscopul săptămânii și clar și în horoscoapele lunii martie voi vorbi despre asta, dar rețineți cât de importantă va fi o zi cu, nici nu știu câte, mă uit pe hartă, sunt luna, Soarele și Jupiter în conjuncție, deci trei planete în același punct, învărsător, Mercur și Saturn vor fi în conjuncție, deci încă o conjuncție, iar Venus, Marte și Pluto din nou în conjuncție în Pluto. 3, 5, 8 planete din 10 posibile în astrologie vor fi grămadă. În câte o zodie? 3 în Capricorn, 2 în Vărsător și încă o dată 3 în Pești. Foarte interesant momentul, deci cea mai interesantă, incitantă, schimbătoare de sens luni noi din an. Deci dacă vreți schimbări majore, țineți minte și această zi de 2 martie că vă poate schimba viața, sensul. Unii vreți să schimbați cariera, unii vreți să schimbați țara, unii vreți să schimbați ceva la voi. E un moment de abandon pentru că luna nouă în Pești ne ajută să lăsăm la poartă ce nu ne mai trebuie și să pornim pe căi noi la care ne gândim de multă vreme. Dacă vreți niște schimbări majore în 2022, țineți minte data de 2 martie. Cea mai dificilă lună nouă din an, din nou vorbesc de lună nouă, întâlnirea dintre Soare și Lună, va fi pe 29 mai, când va avea loc luna nouă din Rac. Și de ce va fi dificilă? E pentru că în același moment va avea loc conjuncția cu Lilith și nu una oarecare, ci chiar pe ascendent. Deci la momentul în care se va produce întâlnirea dintre Lună și Soare, atunci pe 29 mai, vor fi amândouă planetele pe ascendent și în Rac și în același timp și Lilith tot acolo. Nu-i cel mai plăcut moment, emoțional vorbind s-ar putea să fim cu toții foarte încercați, poate fi un moment de emoții profunde, criză emoțională, cum este și racul acolo, pot fi evenimente de familie care să ne marcheze pe unii pe alții, naționale, racul ține foarte mult de țară. Bun, vorbesc aici de luna nouă în România. Deci cei care au legătură cu România. Luna nouă se produce pe ascendent la ora României, la momentul respectiv. Sigur că vom vorbi atunci pe 29 mai pendelete despre acest eveniment. Deci cea mai dificilă lună nouă din an, țineți minte să evitați orice eveniment pe 29 mai. Avem și cea de care v-am zis, cea mai norocoasă lună nouă din an, pe 1 mai, atunci, 1 mai va fi 30 aprilie, 1 mai, cam pe acolo, la graniță va fi, cu Venus și Jupiter în conjuncție și în același timp, v-am spus, de Soarele și Luna în conjuncție în Taur la momentul respectiv. Deci, încă un moment cheie la capitolul Lună Nouă. Avem și o lună cu două faze de Lună Nouă. Și asta este luna mai. Ei, se pare că luna mai e cu totul specială, pentru că vom avea lună nouă și la 1 mai și încă o dată una pe 29-30 mai. Deci și la început de lună și la sfârșit de lună. Se întâmplă de obicei lucrul ăsta când e vorba de o fază de lună nouă sau o fază de lună plină la început de lună. Cu siguranță prindem una și la sfârșitul lunii, că atât îi trebuie lunii să facă un tur complet, 28 de zile. Deci, clar, dacă avem lună nouă pe întâi, va mai avea loc și a doua lună nouă la sfârșit de lună mai.
Deci singura lună din an cu două faze de lună nouă. Nu avem în schimb nicio lună și nicio zodie cu lună plină de două ori în aceeași perioadă. Că există și luni în care luna plină se formează de două ori, ba chiar se poate întâmpla să se producă în aceeași zodie. Da, și anul trecut am avut o lună nouă în aceeași zodie de două ori, parcă învărsător, dacă nu mă înșel, era la momentul respectiv, cum și luna plină se poate întâmpla să se producă de două ori în aceeași lună sau în aceeași zodie. Dar nu anul ăsta. Anul ăsta nu avem nicio lună plină în aceeași zodie, nicio lună, două luni pline în aceeași zodie și două luni pline, bineînțeles, consecutive în aceeași lună, dar avem două luni noi în aceeași lună, dar nu în aceeași zodie. Una va fi în Taur pe 1 mai și una va fi în Gemeni la sfârșit de mai. Avem parte și de eclipse în acest an. Nu sunt atât de spectaculoase ca în alți ani. Vom avea eclipsă de lună pe 15-16 mai. Pe 7-8 noiembrie din nou eclipsă de lună. Pe 30 aprilie eclipsă de soare. Și pe 29 octombrie eclipsă de soare. Întotdeauna o eclipsă de soare este urmată de o eclipsă de lună, deci uite, întâi este eclipsa de soare pe 30 aprilie, urmată de eclipsa de lună pe 15-16 mai, din nou o eclipsă de soare pe 25 octombrie, urmată de eclipsa de soare de pe 7-8 noiembrie. De data asta sunt speciale aceste eclipse pentru că se formează pe axa Taur-Scorpion, lucru care nu s-a mai întâmplat de 18 ani. Sau hai să zicem de 9 ani, când axa nodul lunar era inversată, adică nodul nord în Scorpion și nodul sud în Taur. Acum este exact invers, deci putem spune că de acum 9 ani n-au mai avut loc eclipse pe această axă. Sigur că la momentele respective, 30 aprilie, 15-16 mai, 25 octombrie și 7-8 noiembrie, voi dedica filme speciale acestor evenimente, că sunt deosebite. Nu se termină aici însă eclipsele pe axa Scorpion-Taur, vor mai avea loc două și în anul 2023. E, cum e până acum, anul 2022, cum vă sună? Continuăm! Stați așa, că n-am vorbit decât de 5 din cele 22 de momente cheie. Ca atare vorbim de cel de-al șasele moment cheie al anului 2022, adică intrăm în secțiunea recorduri și superlative ale anului 2022. Cel mai puternic aspect al anului 2022 va fi o conjuncție între guvernatorii aceleiași zodii chiar în zodia de domiciliu. Nu o să mai avem parte de așa ceva. E, să zicem că au mai avut loc astfel de evenimente când alți doi guvernatori ai aceleiași zodii s-au întâlnit în zodia lor. Și asta a fost acum mulți ani, nici n-am analizat când Pluto era în Scorpion și trecea și Marte prin Scorpion. Oricum, Pluto și Marte se tot întâlnesc odată la 2 ani, dar nu în zodia de domiciliu. Acum foarte mulți ani, când trecea Pluto prin Scorpion, în secolul trecut și mileniu trecut, din nou a fost un astfel de moment de întâlnire între doi guvernatori. Nu toate planetele, nu toate zodiile au doi guvernatori, doar câteva zodii au doi guvernatori și de data asta vorbim de pești. Zodia peștilor este guvernată de Jupiter și de Neptun, care întâmplarea deloc întâmplătoare face ca în 2022 să treacă amândouă simultan pe la ele pe acasă. Zodia peștilor își primește ambii părinți acasă pe parcursul anului 2022. Astfel încât ciudățenia anului 2022, Jupiter și Neptun, guvernatorii peștilor, se vor întâlni la ele acasă. După ce au umblat fiecare pe zodiac, Neptun mai lent, dar n-a mai fost Neptun de 10 de ani pe aici, pe la el, pe acasă. Oricum a intrat în peștea cu câțiva ani, nu este o noutate. Dar acum vine Jupiter. Pe 12 aprilie va avea loc conjuncția perfectă dintre Jupiter și Neptun și de aceea am numit acest moment cel mai puternic aspect al anului. Cel mai puternic pentru că e vorba de guvernatori în zodia în care se simt ele cele mai puternice. Deci este energie colosală a celor două planete, ambele încărcate de energie la ele acasă, chiar la ele acasă. Deci țineți minte, cel mai puternic aspect al anului, foarte interesant. Sigur că toți vom avea
influențe de la acest aspect. Cei mai ajutați ar putea fi peștii, săgetătorii, dar toți avem undeva această conjuncție pe hartă și este un moment capital, 12 aprilie. Acum să vedem care este cel de-al șaptelea moment cheie al anului 2022 și m-am gândit la cea mai aglomerată perioadă de aspecte a anului și aici am găsit o quadruplă conjuncție, quadruplă, adică patru planete în același punct. Tocmai v-am zis de câteva puncte pe parcursul anului când vor fi trei planete în același loc. Dar iată, avem și câteva astfel de momente, două astfel de momente pe parcursul anului 2022 cu patru planete în același punct pe cer. 27 februarie este un astfel de moment când în același punct pe cer se vor întâlni Luna, Venus, Marte și Pluto, toate ciorchine în Capricorn. O energie de Capricorn foarte puternică, Venus, Marte și Pluto, deja v-am povestit despre el ceva mai înainte, când am vorbit de luna nouă din Pești, de pe 2 martie, dar încă de pe 27 februarie cele trei planete sunt ciorchine în același punct, la care vine și luna să activeze această triplă conjuncție devenind quadruplă conjuncție. 27 februarie, un moment în care cuplurile vor avea ceva de spus. Venus, Marte, arhetipul feminin cu arhetipul masculin, se întâlnesc cu Pluto la o întâlnire foarte serioasă, activată de lună. Luna ține și ea de sentimente, de emoții, de familie. Deci poate pentru multă lume acest 27 februarie va veni cu decizii capitale despre familie, cuplu, gen. Să ne mutăm din țară, să schimbăm casa, să ne mutăm la casa noastră, să ne căsătorim, să divorțăm. Deci evenimente pe care Pluto vine cu treburi serioase, profunde, odată în viață poate. Și nu o să mai fie un astfel de moment, mai ales că în curând Pluto părăsește Capricornul, este ultima astfel de confruntare. Pluto îi cheamă pe cei doi la raport ca un fel de judecător, ca un fel de stăpân, ca bătrânul satului, înțeleptul satului, îi cheamă femininul și masculinul pe el și ea la raport ce ați făcut în ăștia o grămadă de ani. Este ultima astfel de întâlnire. Vom vorbi imediat despre întâlnirea dintre Marte și Pluto, că și ăsta este un eveniment special al anului 2022, dar mai vine și Venus acolo și mai vine și Luna. Deci familiile contează foarte mult. Se produc schimbări în case, în familii, în cupluri, în relații, femininul, masculinul. O astfel de întâlnire dintre Venus și Marte a mai avut loc anul trecut în 2021, în iulie, dacă mai țineți minte. Dar atunci s-au întâlnit în Leu. Atunci vorbeau de lucrurile frumoase ale vieții, de fericire, de iubire, de sclipici. Acum, la întâlnirea aceasta, mai este și Pluto. Acolo, cele două planete vorbesc de lucruri serioase. Poate abia acum a venit vremea să vă responsabilizați în cuplu, să luați decizii capitale. Și pentru unii pot fi din acestea categorice. Deci, țineți minte, quadrupla conjuncție, patru planete în același punct pe 27 februarie, oricum în februarie și în martie e o triplă conjuncție, în sensul că cele trei planete, Venus, Marte și Pluto, sunt alături, în preajmă, dar și cu Luna în același punct doar pe 27 februarie. Și mai avem o quadruplă conjuncție pe 26-27 aprilie de data asta, când în același punct pe cer, de data asta în Pești, se vor aduna Luna, Venus, Jupiter și Neptun. Jupiter și Neptun, și așa spuneam că sunt în cea mai puternică conjuncție a anului, cel mai puternic aspect, pentru că e vorba de cei doi guvernatori ai peștilor, la care se adaugă, iată, și Luna și Venus. Venus și Jupiter deja vorbesc de noroc aici, vorbesc de lucruri bune și nu numai că sunt patru planete în același punct. Tot atunci în Pești vor fi cinci planete, va fi una din perioadele cu cinci planete în Pești, dar patru mănunche, grămadă. Țineți minte, deci, data de 26-27 aprilie, dar oricum în aprilie și mai cele trei planete sunt încă acolo. Venus, Jupiter și Neptun sunt toate în Pești, alături, în conjuncție. Mai rar așa ceva? Apropo, să vă uitați la momentul respectiv pe cer, se vor vedea
cu, deci va fi aprilie, da, se va vedea conjuncția și dintre Venus și Jupiter. Cele mai luminoase planete de pe cer sunt Jupiter și Venus și vor fi alături. Foarte frumos momentul respectiv. Iar 26-27 va fi și Luna acolo, se va forma un fel de zâmbet așa pe cer, Luna lângă Jupiter, lângă Venus. Țineți minte 26-27, puneți-vă pe calendar toate aceste informații să vă uitați și pe cer, dar să vedeți și în viața voastră ce vă aduc aceste evenimente rarisime, dacă nu chiar unicat, veți vedea că vom avea și aspecte unicat pe parcursul anului. Deci, cele mai aglomerate perioade, aspecte ale anului sunt două quadruple conjuncții, 27 februarie, dintre Lună, Venus, Marte, Pluto în Capricorn și 26-27 aprilie, Lună, Venus, Jupiter, Neptun în Pești. Țineți minte, sunt interesante. Haideți să vorbim de cel de-al optelea moment cheie al anului 2022 și aici vorbim de un aspect unicat în viață. Unicat în secol, nu, în mileniu, nu. Unicat de nici nu știu când, de sute de ani probabil. Și anume, undeva în lunile iulie-august, prin Taur vor trece simultan Uranus și nodul nord proaspăt mutat în Taur, cum ziceam. Încât nodul nord merge invers, întotdeauna este retrograd nodul nord, iar Uranus merge direct și la un moment dat se vor și întâlni. Iulie-august va fi lentă întâlnirea lor, de durată, pentru că Uranus este o planetă lentă. Deci lunile iulie și august aduc un aspect unicat în viață. O singură dată vom avea parte de el aici, în Taur, că în alte zodii sigur că s-au mai întâlnit. Un Uranus și un nod nord în Taur ne zguduie toată stabilitatea vieții, ne schimbă destine, ne obligă să luăm Taurul de coarne și să facem ceva ce n-am făcut înainte, să ne eliberăm de ceea ce ne ținea pe loc, să pornim în direcții noi, să ieșim din zona aceea de las că merge și așa, de comoditate, de confort, de așteptare, de pasivitate, de lene. În orice plan al vieții, unii simt nevoie să facă o afacere, să pornească o afacere pe cont proprii, alții să se elibereze de ceva ce îi ține pe loc într-un blocaj de ani de zile, o căsnicie blocantă, un job blocant, deci stagnant, lucruri în care mergeau lucrurile așa, în virtutea inerției. Nu neapărat că se întâmplă în Taur, musai Taurii sunt afectați, toți suntem influențați pentru că toți avem această conjuncție undeva pe hartă. Sigur că la data respectivă, iulie-august, voi vorbi mai mult despre asta, dar rețineți în cazul în care din nou vreți să faceți o schimbare radicală, că deja vă vorbesc de schimbări la tot pasul pe parcursul acestui film, dacă vreți o schimbare radicală de destin, că nodul nord vorbește de destin, de predestinare, de karmă, de ce vă e dat, de misiune personală. E un fel de iluminare în care toți o să spunem, oh, uite, asta mi-a de făcut, asta m-ar face fericit, asta m-ar face să mă exprim liber. Acolo e libertatea mea. Orice fel de schimbare care ne scoate din stagnare, din pasivitate, din așteptare, din nimic nu se mai întâmpla. Țineți minte, iulie-august, luați-o de la capăt, dintr-un anumit plan al vieții voastre. Să vorbim acum de cel de-al nouălea eveniment al anului 2022. Și aici vorbesc de unul din cele mai rare aspecte care se produc într-o viață de om. Adică un aspect care, pe parcursul celor care priviți acum, se produce doar de două ori în viață. Prima dată s-a format în august 2013 și acum se produce pentru a doua oară în viață și gata. Și aici vorbesc despre o opoziție de natură karmică dintre Lilith, luna neagră care va fi în rac, și Pluto care va fi la ieșirea din Capricorn. Repet, a mai avut loc o dată în august 2013, pentru că și acum 9 ani, pornind de la 2022, și acum 9 ani, Lilith a mai trecut o dată pe aici și Pluto încă, la momentul respectiv, era în Capricorn. Iar acum, undeva la final de an, se repetă acest aspect, undeva pe 13 decembrie 2022, din nou Lilith va fi în opoziție cu Pluto. Ambele sunt elemente, Lilith nu e o planetă, dar e un element cu care astrologia lucrează și ambele sunt elemente karmice. Orice eveniment
Vă puteți gândi la anul 2013, dacă ceva s-a răsturnat la momentul respectiv, din august încolo. Pentru că fiind atâtea aspecte legate de rac anul ăsta, Lilith în rac, putem vorbi de suflet, putem vorbi de vindecarea sufletului, de traume din copilărie, de traume familiale, de legătura cu părinții, de legătura cu mama, de relația cu maternitatea, de tot ce înseamnă acasă, țară de baștină. Poate fi un moment în care ori unii simt nevoia să plece din zona de baștină, gata, nu mă mai regăsesc în țara mea, și cine știe, un flux, va fi un flux major de imigrație, emigrație, care este asta, care pleacă din țară, emigrație, și alții, poate chiar invers, unii, după ce au stat ani de zile în țări străine, vor înapoi acasă. Lilith în rac vorbește de doruri, vorbește de regrete, vorbește de amintiri, de trecut, de istoricul nostru, de rădăcinile noastre. Unii își iau rădăcina și o transplantează în altă parte, alții se întorc la rădăcini. Pluto în Capricorn lucrează cu lucruri profunde, vechi, și de aia, fiind cel de-al doilea astfel de moment, unii poate atunci în 2013 ați trecut prin asta, alții acum în 2022. Și atât, nu se va mai produce o astfel de confruntare între Lilith în rac și Pluton Capricorn. Se va produce peste câțiva ani din nou, peste 8 ani, 9 ani, dar la momentul respectiv Pluto va fi în vărsător și Lilith va fi în leu atunci. Dar pe această axă rac-capricorn, care înseamnă familie, rădăcini, stabilitate, acasă, alegerea dintre viață personală și viață profesională, și asta poate fi o complicație pentru unii. Fac copii sau fac carieră? Poate fi și asta o alegere greu de făcut pentru unele femei, bineînțeles, și care, repet, doar de două ori într-o viață de om se produce. Și ăsta este cel de-al nouălea eveniment al anului 2022 interesant. Haideți să vorbim acum de cel de-al zecelea eveniment major. Și aici vorbesc despre niște aspecte care se repetă în viață doar de câteva ori. Adică au loc rar, dar doar de câteva ori, pe această combinație. Și aici am două evenimente. Deci deja la punctul 10 am două. 10-1, 10-2. Primul este o quadratură pe care Saturn din vărsător o face cu Uranus din Taur. Un astfel de eveniment se produce o singură dată în viață. Așa, cu Saturn în vărsător și cu Uranus în Taur, în alte combinații sigur că se mai produce, dar de data asta acest aspect se formează de 4 ori. Din cauza retrogradării lui Saturn, anul trecut, quadratura dintre Saturn și Uranus, și despre care am vorbit într-un articol, o să vă fac o trimitere, dacă nu uit la acest articol, această quadratură s-a format odată în februarie 2021, s-a repetat prin retrogradare în iunie 2021, se repetă în decembrie 2021 cu trimitere către ianuarie 2022 și încă o dată și ultima dată se mai produce în toamna anului 2022. Deci, de 4 ori și atât cu Uranus în Taur și Saturn în vărsător, la asta mă refer. Că peste câțiva ani se va produce altfel, sigur că se va întâmpla și lucrul ăsta. Și care nu s-a mai produs, țin minte că am făcut articolul ăsta la momentul respectiv, prin februarie 2021, am scris un articol și am descoperit că nu s-a mai produs așa de sute de ani. Deci iată, avem parte de 4 ori de același eveniment, iar și iar și iar și iar, semn că ceva ni se cere să schimbăm la noi, pentru că este o luptă între Saturn vechi, rigiditate, lucruri care stăteau acolo, bine mersi, blocajele noastre, și Uranus, care zice eliberare, rupete de trecut, rupete de rigiditate, rupete de reguli. O luptă între vechi și nou, între secolul 18 și secolul 21, și care toți o să resimțim într-un fel sau altul. Și iată, avem parte, deci, și anul ăsta de două astfel de confruntări. Două au fost în 2021, două în 2022 și gata.
Dar tot la capitolul acesta 10, mai am un aspect foarte interesant. Un aspect care se produce odată la 2 ani, de prin 2008 încoace. De ce zic 2008? Pentru că în 2008 a intrat Pluton în Capricorn. Și odată la 2 ani, peste acest Pluto din Capricorn, trece Marte. În 2008, în 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, iar în 2022 se produce ultima oară, ever. Ca atare, martie 2022 vine cu ultima întâlnire dintre Marte și Pluto din Capricorn. Peste 2 ani se vor întâlni din nou, dar la momentul respectiv în vărsător și gata cu energia întâlnirilor dintre Pluto și Marte. Marte și Pluto sunt planete foarte profunde. Sunt și guvernatoarele, ambele sunt guvernatoarele Scorpionului. Deși acum se întâlnesc în Capricorn, putem spune că energia de Scorpion odată la 2 ani se reactivează, devine foarte puternică. Țineți minte data de martie 2022, ultima întâlnire dintre Marte și Pluto, sigur la momentul respectiv voi vorbi despre asta, și care vine cu profunzime, cu lucruri serioase, cu schimbări majore, crize poate. Marte este destul de impulsiv, este destul de agresiv și Pluto are o conotație critică, dramatică și cine știe, se poate schimba ceva major și pentru ultima dată. E o ultimă strigare. Cine n-a avut curajul să facă mari schimbări de destin, acum e cam ultima strigare din anumite planuri. Acolo unde este Capricornul pe harta voastră. Unii să se rupă de o căsnicie, alții să se rupă de un job, alții să se rupă de un viciu, de un stil de viață, de un mediu, de o profesie, de ceva care nu se mai mișca de o vreme încoace. Și odată la 2 ani tot vi se mai dădea câte un impuls. Hai, 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 ăsta este ultima. E destul de ultimativ momentul. Și Marte și Pluto sunt planete ultimative și că se întâlnesc acolo, cam asta este. E ultima dată când, puncte, puncte. Știți cum zice mama? E ultima dată când îți zic, data viitoare te pedepsesc. Cam asta zic Marte și Pluto la momentul respectiv în Marte. E ultima oară când și gata. Ultima strigare, ultima șansă, ultima chemare către o mare transformare în viața voastră. Nu zice nimeni că e ușoară. Marte și Pluto nu lucrează delicat. Ele nu sunt precum Jupiter cu Venus care aduc noroc. Putem spune chiar că această ultimă întâlnire între Marte și Pluto este unul din momentele dificile ale anului acesta. Cu răsturnări de situație, cu crize, cu transformări, cu o metamorfoză, cu renunțări, cu blocaje, lăsăm totul baltă și pornim în altă direcție. Reconstrucție totală. Și care după aceea o să-și arate roadele. Ce n-am făcut poate de prin 2008 încoace, poate facem acum ultima strigare, ultima șansă de a mai face ceva. Intrăm acum într-o secțiune de recorduri ale anului 2022, așa că vorbim de numărul 11 pe lista mea de momente cheie. Și aici vorbim de recorduri și anume cele mai multe planete simultan în aceeași zodie. Sunt câteva astfel de momente pe parcursul anului și recordul va fi de 5 planete simultan în aceeași zodie. Cam așa va fi situația. 29-30 ianuarie vom avea 5 planete simultan în Capricorn, Luna, Mercur, Venus, Marte și Pluto. 29-30 ianuarie. După care 5 planete simultan în Pești între 25 și 27 aprilie, Luna, Venus, Marte, Jupiter, Neptun. După aceea, 5 planete simultan în Taur, pe 29-30 aprilie, foarte aproape de perioada în care sunt și 5 planete simultan în Pești. Foarte interesant lucrul ăsta. Și anume, Luna, Soarele, Mercur, Uranus și Nodul Nord, deși nu este o planetă, totuși este un element important. Deci putem spune că după 25-27 aprilie cu 5 planete în Pești, vine perioada cu 5 planete simultan în Taur. Și al patrulea moment cu 5 planete record în aceeași zodie va fi la sfârșitul anului, care va culmina cu o lună nouă aici, chiar de Crăciun,
Între 23 și 25 decembrie 2022, 5 planete în Capricorn, Luna și Soarele în conjuncție, deci Luna nouă, Mercur, Venus și Pluto. Și la începutul anului au fost, numai că atunci era Marte, nu Soarele. Deci 5 planete la începutul anului, în sfârșit de ianuarie, și încă o dată sfârșit de decembrie, alte 5 planete. Deci acestea sunt zodiile cu cumul de planete, aglomerație de planete. Dar doar 5 e maximum de planete. Deci avem parte de 4 momente cu o energie de Capricorn, de Pești și de Taur colosală. Mai am un record pe parcursul acestui an. Și aici vorbim de punctul 12 de pe lista mea. Adică cele mai multe planete în zodii din același element. Și aici vorbim de un record de 6 planete în zodii de pământ, simultan, bineînțeles. Și aici vorbesc de 3 astfel de momente. Deci 6 planete simultan în elementul pământ. Pe 29-30 ianuarie vor fi 6 planete în zodii de pământ, adică 5 planete în Capricorn și una în Taur. Între 7 și 9 februarie, 4 planete în zodia Capricornului și 2 în Taur. Și încă o dată, sfârșitul anului, 24-25 decembrie, 5 planete în Capricorn și una în Taur. Una în Taur e că e acolo Uranus, tot anul va fi Uranus acolo, deci restul prin Capricorn se mișcă. În rest, mai trece ceva prin Fecioară, dar nu atât de multe simultan. Deci 6 planete în elementul pământ, ceea ce face din anul 2022 un an în care punem preț pe stabilitate, pe consolidare, pe așezare, pe construcții solide în viața noastră, pe rezolvarea problemelor, pe fapte. Dar interesant este că având atât de multe planete în zodii de pământ pe parcursul anului, în rest este un fel de echilibru. Cam același număr în zodii de aer, cam același număr în zodii de apă. Și vor fi din nou în 2022 perioade fără nicio planetă în zodii de foc. Deci din nou elementul foc lipsește ca și în 2021 și atunci am avut perioade întregi fără nimic în zodii de foc. Până va intra Jupiter la un moment dat în Berbec spre mijloc de an, vor fi perioade goale de element foc, ceea ce ne mai scade acțiunea, inițiativa, curajul pe aici pe acolo, energia din baterii. De aceea, cu atâta element pământ pe parcursul anului 2022, lucrurile se așează, dar lent. Elementul pământ cere calm, răbdare, construcție înceată, camelcu, dar solidă. Și acesta a fost cel de-al 12-lea punct de pe harta mea de recorduri. Al 13-lea moment cheie al anului 2022 este din nou un record foarte interesant de data asta. Și anume, pe parcursul de două ori se întâmplă evenimentul. Între 29 ianuarie și 8 februarie, deci vreo 10 zile, și din nou între 26 februarie și 7 martie, iarăși vreo 10 zile, toate planetele cu care se lucrează în astrologie, toate vor fi adunate într-un segment, fragment de cer de doar 120 de grade. Atât, cam atât. Gândiți-vă, un evantai de planete, toate în 120 de grade. Adică în doar 4 zodii. Toate planetele vor fi adunate în doar 4 zodii. Și zodiile acestea sunt Capricornul, Pluto este deschizător de Pluton, planete în Vărsător, planete în Pești și închizător de Pluton, Uranus în Taur. Deci între Taur și Capricorn, atât un segment de cer vor fi toate planetele evantai înșirate, așa ca mărgelele pe ață. Bun, nu o să le putem vedea pe toate. Nu o să le putem vedea pentru că va fi o perioadă cu soarele în preajma unora și când e soarele pe cer nu putem vedea planetele, dar s-ar putea vedea înainte de răsăritul soarelui sau imediat după apusul soarelui. Unele s-ar putea vedea la momentul respectiv, dar vom mai vorbi despre asta atunci. Deci țineți minte intervalul 29 ianuarie 8 februarie și 26 februarie 7 martie cu toate planetele în doar 4 zodii, 4 și în rest nimic. În toate celelalte zodii nu vom avea nimic
clar că cei mai marcați vor fi aceștia. Taurul, Capricornul, Vărsătorul, Peștii, dar toți la urma urmei, pentru că toți avem aceste patru zodii undeva pe hartă. Semn că anumite planuri ale vieții noastre vor fi doldora de evenimente, de stări, de provocări, de noutăți, de schimbări, acolo unde toate aceste planete își vor lăsa amprenta. Și v-am spus la un moment dat că vor fi și multe conjuncții în același timp, conjuncție dublă, conjuncție triplă, conjuncție quadruplă, pentru că sunt atât de multe planete grămadă cam în același punct pe cer. Și mai am un record din sectorul ăsta, ca atare vorbesc de numărul 14 de pe lista mea, perioada cu cei mai mulți guvernatori la ei acasă. Fiecare zodie este guvernată de către o planetă sau chiar două. Și sunt trei momente din an când vor fi cele mai multe planete guvernatoare în casa lor de domiciliu, acolo unde se simt ele cele mai puternice. Și aici vorbesc de intervalul 1-3 iunie, când Luna va fi în Rac la ea acasă, Venus în Taur la ea acasă, Marte în Berbec la el acasă, Saturn în Vărsător într-una din casele pe care o guvernează, zodiile pe care o guvernează, și Neptun la el acasă. 5 planete simultan guvernatoare la ele acasă. Foarte bun momentul pentru orice fel de eveniment. Dacă puneți între 1 și 3 iunie un eveniment, ar trebui să vă meargă bine. 5 planete din 10 sunt încărcate la maximum, se simt bine, se manifestă, își lasă plenar asupra noastră energia pozitivă. Bun, că nu e perioada perfectă, că în același timp au loc și alte evenimente dificile, asta este, dar 5 planete din 10 sunt încărcate doldora de energia lor, tipică lor, poate fi un beneficiu. Al doilea moment, record cu 5 guvernatori acasă, ăsta e maximum care se poate întâmpla pe parcursul acestui an, este tot în luna iunie. Și aici vorbesc de intervalul 28-30 iunie, când Luna va fi din nou în Rac, Mercur va fi în Gemeni la el acasă, Marte va fi în Berbec, Saturn în Vărsător și din nou Neptun în Pești. Nu va mai fi Venus, în schimb vine Mercur la el acasă. Asta e schimbarea față de 1-3 iunie. Deci și 28, și început de iunie și sfârșit de iunie. Apoi iunie ar trebui să fie excelent. Și începutul și sfârșitul. Al treilea moment de record la capitolul guvernatori acasă este 21-28 august, când Soarele va fi în Leu, la el acasă, Luna în Rac, Mercur în Fecioară, a doua zodie pe care o guvernează, Saturn în Vărsător și Neptun în Pești. Din nou, 5 planete guvernatoare la ele acasă, din 10, jumătate în curtea lor, se simt bine, se manifestă, bun, pozitiv, intens. Rețineți, deci, aceste 3 intervale pentru a profita din plin de energie maximă. Am ajuns acum într-un alt punct al filmului meu și vorbim aici de retrogradări. Retrogradările au loc în fiecare an, dar unele retrogradări sunt mai speciale. Ca atare voi vorbi de aceste retrogradări speciale. Ca atare, iată, al 15-lea moment de pe lista mea de recorduri este dedicat planetelor retrograde. Mai întâi avem un record de planete retrograde simultan. Și aici vorbim de o perioadă în care vor fi 6 din 8 posibile de planete retrograde în același timp. De ce 8 posibile și nu 10? Pentru că Soarele și Luna nu sunt niciodată retrograde. Deci de la Mercur încolo toate planetele pe parcursul anului retrogradează. Merg înainte, merg înapoi. Este un mers aparent retrograd. E clar că o planetă nu merge invers. Dar privit de pe Pământ, dă impresia unui ocol așa. Mercur de 3 ori, Jupiter odată, Saturn odată, Uranus odată, Neptun odată, Pluto odată. Unele retrogradări sunt foarte lungi, precum Uranus, Saturn, Neptun, Pluto, de luni întregi. Mercur are retrogradări scurte, de câteva săptămâni, iar noutatea anului 2022 vor fi două și voi vorbi imediat despre ele. Dar deocamdată vorbesc de recordul de planete retrograde și asta va fi undeva între 10 septembrie și 2 octombrie. Aproape o lună vom avea 6 planete retrograde dintr-un foc. Mercur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto. Nu e o noutate, se întâmplă. Așa ceva se întâmplă. Am avut și în 2021 multe planete
6, 5, 4, multe planete retrograde. Dar iată, și acesta este intervalul cu 6 din 8 posibile și când merg planetele retrograde, s-ar putea să avem un sentiment de recul, de blocaj, de ghiulea de picior, nu ne ies unele treburi, trebuie să le mai revedem o dată, să le mai luăm o dată de la capăt, să le revizuim. Dar vom vorbi despre asta la momentul respectiv în horoscoapele lunii septembrie, probabil. Vorbim acum de al 16-lea moment cheie de pe lista mea de recorduri ale anului 2022 și anume o retrogradare mai specială. Prima retrogradare mai specială, că v-am spus că celelalte au loc în fiecare an. Mercur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto retrogradează în fiecare an. Dar Venus nu retrogradează în fiecare an. Anul 2021 a venit cu o retrogradare, pentru că de pe 19 decembrie 2021 Venus, de acolo din Capricorn, a început să bată în retragere, să dea în retrogradare, astfel încât toată luna ianuarie din 2022 Venus este retrogradă în Capricorn. Deci între 19 decembrie 2021 până pe 30 ianuarie 2022, Venus merge invers, ceea ce îi face șederea în Capricorn foarte lungă. Stă în total 4 luni. De obicei, Venus are nevoie de o lună să treacă printr-o zodie, dar prin această retrogradare rară, stă 4 luni. Venus retrogradează nu în fiecare an, așa cum vă spuneam, ci cam o dată la un an și jumătate. Și ultima retrogradare a lui Venus a avut loc în vara anului 2020, dar în Capricorn, Venus n-a mai fost retrogradă din decembrie 2013, ianuarie 2014. Atunci a fost ultima retrogradare a lui Venus în Capricorn. Undeva la granița dintre 2013-2014, exact cum este și acum, tot la granița dintre 2021 și 2022, decembrie-ianuarie 2022. Un Venus retrograd se simte, cum spuneam, foarte rar, durează câteva săptămâni în retrogradare, e rară, odată la un an și jumătate, cam așa, distanță. Și acum, cum Venus retrograd în Capricorn, e clar că ni se cere să privim foarte serios dragoste, să o luăm din urmă, să vedem ce n-am făcut bine, să o consolidăm, să o așezăm, să o clarificăm, să-i dăm maturitate, stabilitate, responsabilitate. Cu dragostea nu-i de glumit cu un Venus în Capricorn. Ultima retrogradare a lui Venus a fost în 2020 și atunci era în Gemeni. Venus în Gemeni se joacă, e superficială, ia dragostea așa mai peste picior, mai aventuroasă, pusă pe flirturi, pusă pe jocuri sentimentale. Și atunci pe semne că unele relații, oricele care s-au înfiripat atunci, oricele care s-au stricat atunci, au avut la bază iubiri legere, superficiale, adolescentine, flirturi, escapade, fluturi în stomac, dar nu foarte profund. Acum cu Venus retrograd în Capricorn, este taman pe dos. Se cere seriozitate, maturitate, iubiri din alea adevărate, care pot ține și pentru că și retrogradează, e semn că trebuie să lucrăm mult la iubirile noastre în acest an. Că e clar că retrogradarea își va lăsa amprenta asupra întregului an. Intrăm în anul 2022 cu Venus retrograd, ceea ce nu-i de acolo. Al 17-lea moment cheie din anul 2022 este tot o retrogradare rarisimă. Și aici vorbim de retrogradarea marțiană. Nu în fiecare an, Marte este retrograd. Între 31 octombrie 2022, cu trimitere spre 2023 până pe 12 ianuarie 2023, deci începem anul 2023 cu o retrogradare, așa cum începem anul 2022 cu Venus retrograd, începem anul 2023 cu Marte retrograd. Hai, retrogradarea nu este un dezastru, nici vorbă de așa ceva. E un fel de mic handicap care ne cere mai mult efort într-un anumit plan. E, când e Venus retrograd ne cere efort în plan sentimental, când e Marte retrograd ne cere un efort la capitolul curaj, inițiativă, acțiune. E, cu un Marte retrograd la început de 2023, acțiunea noastră o să fie un pic poticnită. Deci, finalul de an, 31 octombrie 2022, până în ianuarie 2023, Marte este retrograd în Gemeni.
Deci clar, multă superficialitate, multă de lăsare, las că merge. Suntem duali, suntem superficiali, suntem neatenți, facem prea multe, în același timp ne băgăm în prea multe. Și normal că un Marte retrograd o să ne atragă atenția, hopa, stai, nu poți să joci pe 7000 de fronturi. Concentrează-te, alege, deciziile vor fi greu de luat. Vom încerca să ne întindem în prea multe direcții și un Marte retrograd ne va cere un pic de preocupare asupra planurilor pe care încercăm să le ducem în spate simultan. Retrogradarea marțiană are loc odată la 2 ani, astfel încât ultima retrogradare a lui Marte a avut loc în noiembrie-decembrie 2020. La momentul respectiv, Marte era retrograd în Berbec, deci într-o zodie pe care o guvernează, unde s-a simțit puternic. A stat mult în Berbec. Jumătate din anul 2020, Marte a stat în Berbec, a avut treabă, nu glumă. Și atunci a fost un an greu, un final de an greu, cu un cumul mare de planete în Capricorn, deci mult efort ni s-a cerut. Și cu o retrogradare a lui Marte, e clar că undeva între noiembrie-decembrie 2020 am tras-o din greu. Cu siguranță toți am simțit acel final de an 2020 mai aparte. E iată, mai avem parte și anul ăsta de o retrogradare în 2022, la final de an. Dar ultima retrogradare a lui Marte în Gemeni, de data asta, a avut loc în ianuarie 2008. Deci 2022 minus 2008, gândiți-vă de când nu a mai fost Marte retrograd în Gemeni. Marte retrograd în Berbec în 2020, dar în Gemeni din ianuarie 2008. Deja cred că am mai făcut referire undeva la anul 2008. Nu-mi sare acum în ochi. Dar putem resimți niște lucruri de atunci unii. Din 2008, ce am făcut noi în 2008? 2008 a fost un an bun, după câte țin eu minte așa, dar vă puteți gândi în urmă ce ați început atunci, ce ați început, poate acum v-ați răzgândit, poate ce ați început atunci se încheie acum, poate o decizie luată atunci pică acum sau își arată roadele acum. O retrogradare ne obligă să mai luăm o dată de la capăt, să mai gândim o dată, să mai recapitulăm, să mai reanalizăm, să reîncepem unde n-a fost bine. Și cu Marte retrograd în Gemeni ni se cere să gândim, să analizăm, să decidem. Poate fi o perioadă cu decizii, cu răzgândiri, mai bine zis. Gemenii ne cer minte și un Marte retrograd ne zice, ia mai gândește odată. Cine știe ce decizii, poate lucruri care s-au mai întâmplat acum 2 ani, deci de prin 2020 încoace, poate lucruri care s-au întâmplat atunci în 2008, le regândim, le reașezăm, le reconfigurăm, vedem lucrurile altfel. Între timp am mai pus ceva la minte. Clar că ne-am maturizat și s-ar putea să schimbăm pe undeva modul de a vedea lucrurile atunci, ori acum 2 ani, ori acum, oho, în 2008, așa cum spuneam. Și ne apropiem de finalul de listă al anului 2022, cu cele 20 de momente cheie pe care le-am propus. Și aici vorbesc de momentul cu numărul 18, și anume voi analiza cele mai interesante tranzite ale anului 2022. Am spus la începutul acestui film cam care sunt tranzitele acestui an, unele mai speciale, unele absolut banale, dar ceea ce mi-a sărit în ochi în acest an este trecerea de 3 ori a lui Jupiter prin Pești. De ce de 3 ori? Pentru că Jupiter a intrat prima dată în Pești pe 15 mai 2021 și a stat în Pești până pe 28 iulie, deci 2 luni jumate în 2021 a intrat în Pești, pe urmă a retrogradat și s-a întors în Vărsător, unde a mai avut ceva treabă. Pe 29 decembrie 2021 Jupiter intră din nou în Pești, unde va sta până pe 9 mai 2022, după care pe 10 mai se întoarce, intră în Berbec, nu se întoarce, intră în Berbec, vede cam care-i treaba în Berbec, după care pe 28 octombrie se mai întoarce odată în Pești. Deci odată a intrat în Pești, s-a întors în Vărsător, merge din nou prin Pești, intră în Berbec, se întoarce din nou în Pești și după care, pe 20 decembrie 2022, intră în Berbec și își vede de treabă. Deci, zodia peștilor este vizitată de Jupiter de 3 ori, dar cu vibrații total diferite.
Atunci, în 2021, Jupiter a intrat în Pești cu multă vibrație de vărsător, a venit, a deschis niște ferestre, a aerisit un pic spațiu, i-a zis zodiei peștilor, vezi că vin cu niște schimbări, cu niște viziuni noi. Și s-a resimțit cumva trecerea lui Jupiter prin Pești în vara lui 2021 cu energie puternică de vărsător. După care s-a întors în vărsător și din nou pe 29 decembrie revine în Pești din nou să-și pună în aplicare ceea ce i-a zis prin vară lui Jupiter propriei sale zodii. Atunci când a intrat prima dată în avanpremieră, așa, a pus un picior în Pești, după care s-a întors în vărsător, după care, iată, se mută de-a binelea în Pești între 29 decembrie 2021 până pe 9 mai 2022, deci 4 luni și un pic. Își vede de treabă Jupiter în Pești, la el acasă, unde e foarte puternic, perioada în care se întâlnește și cu Neptun, de care v-am zis, se întâlnește și cu Venus, foarte importantă perioadă, foarte intensă. Ca apoi să intre un pic în berbec. Între 10 mai și 28 octombrie, timp de 5 luni, tatonează berbecul, de care se va ocupa după aceea din nou, de pe 20 decembrie 2022 până pe 16 mai 2023. Asta mi s-a părut interesant în această perioadă. Trecerea lui Jupiter de 3 ori prin Pești. Mai rar așa ceva. Mai rar de un tranzit atât de fragmentat al unei planete. De obicei se întâmplă cam în două, de două ori trece printr-o zodie. Se întâmplă. Sau sunt perioade în care poate să prindă fără nicio schimbare, să treacă printr-o zodie fără nicio mișcare înainte și înapoi. Dar asta este ciudățenia anului 2022. De trei ori trecerea lui Jupiter pe la el pe acasă. Se duce, își face treabă, vine iar acasă și se încarcă. Iar se duce, își face o treabă, iar se întoarce la el acasă. Păi să se întoarcă de trei ori la el acasă, adică în Pești, e beneficiu. De trei ori, numărând și anul 2021, pentru că atunci a făcut primul pas în Pești. De trei ori în propria lui zodie nu poate fi decât o încărcare a bateriilor. Și, repet, acolo în Pești se întâlnește și cu Neptun, acolo este și al doilea guvernator. Semn că zodia aceasta peștilor este plină de energie pozitivă. Vorbim acum de cel de-al 19-lea moment al anului și anume despre Lilith. Că și Lilith are un aspect, are un rol important pe parcursul anului. În primul rând am să vorbesc despre trecerea lui Lilith dintr-o zodie într-alta. Până pe 14 aprilie Lilith trece prin Gemeni. Prin vara anului 2021 Lilith a intrat în Gemeni și va ieși de aici pe 14 aprilie, iar Lilith a mai fost în Gemeni undeva prin anii 2012-2013. Am vorbit în anul 2021 despre câteva din momentele cheie pe care Lilith le-a declanșat trecând prin Gemeni, dar de pe 14 aprilie încolo și până pe 8 ianuarie 2023 Lilith trece prin Rac. Vă spuneam la un moment dat că este implicată Lilith și într-o lună nouă mai specială, acea lună nouă de pe 29 iunie, când Soarele și Luna se întâlnesc în Rac, și în același loc este și Lilith, și care s-ar putea să genereze niște tensiuni, niște furtuni în sufletul nostru. Pe perioada trecerii lui Lilith prin Rac, și vă spuneam că n-am mai trecut pe aici din intervalul iunie 2013-martie 2014, atunci a fost ultima trecere a lui Lilith prin Rac. Lilith aici are câteva aspecte cheie, puține. N-apucă să se întâlnească cu toate planetele, cum n-apucă să intre în conflict cu toate planetele. Cu luna oricum se va întâlni lună de lună. Asta o scot din peisaj, am să vorbesc la horoscoapele zilnice de la momentul respectiv. În schimb, în ianuarie 2022, Lilith, încă în Gemeni la momentul respectiv, va avea o poziție cu Marte din Săgetător la momentul respectiv. Deci este una dintre cele două opoziții ale lui Lilith din anul 2022. Doar două opoziții, foarte puțin. Una la începutul anului, una la sfârșitul anului. Deci, în ianuarie 2022 va forma o opoziție cu Marte și ultima opoziție de acest gen, pe această axă, s-a produs în octombrie 2012.
Și cu un Lilith în gemeni și un Marte în săgetător, se poate pune problema adevărurilor, a ieșirilor, adevărurilor la lumină, a sincerității. E nevoie de niște schimbări de direcție în care să readucem totul pe calea corectă, niște discuții clarificatoare, niște decizii curajoase, tranșante, sincere cu noi înșine. Ce n-am făcut poate ani de zile, abia atunci începem să emitem, să spunem, să ne exprimăm mai deschis decât înainte. Sigur că la momentul respectiv, în ianuarie 2022, când se va produce efectiv această opoziție, voi vorbi mai mult despre asta. După care, abia în iunie, după ce va fi intrat Lilith în Rac, pe 29 iunie va avea loc o primă conjuncție a lui Lilith cu o planetă. Și aici vorbesc despre conjuncția dublă și cu Soarele, dar și cu Luna. Este acea lună nouă despre care ziceam. Nu e doar întâlnirea cu Soarele și care se produce odată la 9 ani aici în Rac, dar mai este și Luna. Ultima întâlnire dintre Lilith și Soare a avut loc în iunie 2013 și din nou în iunie 2022. Dar e mai specială pentru că este și Luna acolo ca un declanșator de emoție, de furtuni, de stări, de regrete, de resentimente, de amintiri, cine știe ce vine din urmă. Și vine din urmă ca să vindecăm, ca să dăm afară, ca să reparăm. Lilith este un element subtil. Vorbește de fricile noastre, de viciile noastre, de defectele noastre, de umbrele noastre, de lucrurile pe care le punem sub preș și nu le recunoaștem. S-ar putea să fie atât de vizibile la momentul respectiv, nu doar în ziua respectivă, ci în perioada respectivă. Atât de vizibile să fie aceste puncte fragile ale noastre, nevralgice, încât va trebui să facem ceva cu ele. Să le vindecăm, să le scoatem la lumină. Poate fi ca și cum deschidem o cutie Pandorii atunci în 29 iunie. Ies din urmă lucruri pe care nu le-am dus la capăt, lucruri pe care nu le-am onorat, lucruri pe care nu le-am făcut ani de zile. Dureri, suferințe, traume, amintiri, regrete, emoții. Multă emoție și nu prea bună. Dacă ar fi fost o lună nouă oarecare, era de minune, dar e o lună nouă cu un Lilith călare peste cele două planete. Deci vom vorbi atunci, pe 29 iunie, mai mult despre asta, că este de-a dreptul un moment interesant. A doua conjuncție dintre Lilith de anul ăsta este pe 10 iulie, când se va întâlni cu Mercur, acolo în Rac, și a doua, pe 27 iulie, când se va întâlni cu Venus, acolo în Rac. Deci este un an cu trei conjuncții, hai, o mai pun și pe lună, dar tot la capitolul conjuncții simultane intră, trei conjuncții ale lui Lilith, puțintele, 29 iunie, 10 iulie, 27 iulie, cu cele trei planete rapide care vor trece prin Rac și cam atât, dar suficient de profunde încât inima noastră, sufletul nostru, mintea noastră va cere curățenie, vindecare, scoatere la lumină, scoatere de la naftalină, că Racul vorbește de lucrurile alea puse în beci de ani de zile și care acum răbufnesc, acum se cer date afară, recunoscute, reparate, duse la îndeplinire. Lucrurile alea, datoriile noastre, pot fi și de natură karmică, bineînțeles. Și totul se termină apoteotic cu un alt eveniment în care este Lilith implicat și este unul dintre aspectele despre care am vorbit ceva mai înainte, la final de an, cu un maxim pe 13 decembrie, când Lilith, de acolo din Rac, va forma o opoziție cu Pluto din Capricorn. Un eveniment care a mai avut loc doar în august 2013, doar pe această axă, Rac-Capricorn. Deci de două ori într-un secol, putem spune, da, într-un secol, de două ori și iată, este chiar la sfârșit de an 2022 care ne răscolește sufletul, ne răscolește karmic, poate fi o perioadă de plăți karmice, bineînțeles, cine crede în ideea asta de vieți anterioare, de că a mai trăit pe lumea asta și a venit cu niște datorii, încât poate fi o perioadă de evenimente cu impact emoțional foarte puternic, pierderi de persoane dragi, părăsirea unor locuri dragi, finalul unor etape în care am investit multă emoție, divorțuri, rupturi,
plecări, abandonuri, eșecuri, cu impact emoțional puternic, cu lacrimi, cu suferințe, cu încrâncenare, poate fi și o incapacitate de a uita, de a închide, de a ierta. Și asta poate să fie. Parcă ne întâlnim cu trecutul ochi în ochi așa și încercăm să remediem ceva acolo, ce am pus sub preș multă vreme sau pe care poate le-am uitat de mult sau le-am ignorat ani de zile. Dar se pare că pe undeva a rămas o rană deschisă. Și de asta ni se va cere din nou, iată, după 9 ani, încă o dată să umblăm la cutiuța aia cu amintiri, cu din sipetul ăla, din beci sau din pod, spuneți cum vreți, în care rare ori intrăm. Revederea unor persoane din altă viață, da, poate fi o datorie karmică față, poate fi o relație karmică ce se activează acum la sfârșit de an și care cere să ne achităm odată pentru totdeauna de această datorie. Poate fi datorie karmică față de familia noastră din trecut, din altă viață sau poate chiar din această viață. Poate avem cu toții niște traume, răni rămase nevindecate din copilărie, din primii ani de viață alături de familia noastră. Pot fi și suferințe, sigur. Pluto nu vine cu delicatețuri, el vine cu surprize ale sorții, cu probe de încercare. Emoțional vorbind, vom fi foarte fragili, vulnerabili, mai emotiv, mai sensibil, mai fragil. Se va plânge mai mult, se va suspina mai mult, ne va durea. Stăm așa parcă și răsfoim un album de amintiri, dar ies amintirile alea mai neplăcute. Poate unii pentru a închide niște capitole odată pentru totdeauna, alții le redeschidem să reparăm ce ani de zile n-am făcut. Și am ajuns la ultimul punct de pe lista mea de momente cheie ale anului 2022, și anume la punctul cu numărul 20. Și aici vorbim de nodul nord. Nodul nord nu este o planetă, așa cum știți, este un punct virtual pe cer care la sfârșitul anului 2021 a intrat în Taur, unde va sta un an și jumătate. Deci tot anul 2022 suntem sub influența unui nod nord în Taur și a unui nod sud în Scorpion. Ceea ce, bineînțeles, va fi declanșator și de eclipse, v-am vorbit ceva mai înainte de eclipsele anului pe axa Scorpion-Taur, în care nodul nord are, sau axa nodurilor lunare, are rol cheie. Ultima trecere a nodului nord pe aici, prin Taur, a fost undeva între 2003-2004. Atunci am mai avut parte de un tranzit similar. Dar anul ăsta vine cu niște noutăți, totuși, față de data trecută. Sunt câteva întâlniri ale nodului nord pe parcursul anului, și anume vorbim aici de conjuncții, dar sunt conjuncțiile firești, să zicem așa, cu planetele care vor trece la un moment dat prin Taur. Și aici vorbesc pe 24 aprilie de întâlnirea nodului nord cu Mercur, în mai întâlnirea nodului nord cu Soarele și în iunie, 15 iunie, cam așa, întâlnirea nodului nord cu Venus. La începutul lunii august se va întâlni aici și cu Marte. Foarte interesant acest moment, pentru că un astfel de eveniment s-a mai produs ultima oară în 2014, bineînțeles și celelalte, tot acum 18 ani s-a produs, deci 2003-2004, cam în 2004 au fost ultimele întâlniri dintre nodul nord cu Mercur, Soarele și Venus, dar și cu Marte. Dar la momentul acesta, în august, e mai special. Pentru că lângă Marte, acolo, se află și Uranus. V-am vorbit ceva mai înainte de întâlnirea unicată în viață dintre nodul nord și Uranus, acolo în Taur. Uranus este de câțiva ani în Taur și iată, acum mi se alătură și nodul nord. Anul trecut s-a întâlnit și cu Lilith aici. Anul trecut, în 2021, a trecut și Lilith pe aici, prin Taur, a avut o întâlnire cu Uranus aici. Poate încă de atunci ceva s-a dat peste cap, s-a destabilizat, ne-a cerut
ca un fel de avertisment, ca semnal de alarmă, vezi că trebuie să schimbi ceva. Și iată, a venit și momentul marii schimbări, încât undeva între iulie și august, cu un punct de maxim acolo pe 1 august, când se va întâlni Marte cu nodul nord și cu Uranus alături, foarte posibil să fie un moment de declanșator. Și Marte și Uranus s-au mai întâlnit, Marte și Uranus aici în Taur, și acum 2 ani, bineînțeles, în 2020, dar nu cu nodul nord la mijloc. Încât Marte, Uranus, doi electrozi pur și simplu de energie, ambii cer schimbare, ambii cer explozie, hai fă schimbare, și ambele într-o zodie comodă, cum e Taurul. Taurul nu iubește schimbarea. E și iată, odată la 2 ani, Marte și Uranus se întâlnesc aici și ne mai dă câte un puseu de energie. Hai fă, hai fă, hai fă. E, de data asta e cam strigarea aia maximă, pentru că e nodul nord implicat. Dacă ar fi fost o întâlnire oarecare Uranus-Marte, cum spuneam, se produce odată la 2 ani de când a intrat Uranus aici, mai schimbam sau nu mai schimbam? E, cu nod nord acolo, care este mâna destinului, este amprenta Universului, este obligație, misiune, musai să-l facem lucrul ăla, s-ar putea să nu mai putem fugi de schimbare. Marte, Uranus, explozie de energie, curaj nebun, hai, fă, acum e momentul, ia taurul de coarne și fă ceva, începe ceva nou, ceva major, ceva curajos, se cere îndrăzneală, se cere un dram de nebunie, inconștiență. Uranus are o doză inconștientă și zgândărit de Marte. Clar că ce facem atunci e wow, e ce nu facem oricând, dar de data asta e obligator, că e nodul nord implicat. Ne schimbăm destine, ne schimbăm vieți, ne schimbăm sensuri, ceea ce n-am avut curaj să facem nici acum 2 ani, nici acum 4 ani, când cele două s-au mai întâlnit pe aici. E musai. Și ați văzut că am vorbit pe parcursul acestei prezentări și de alte momente cheie în care e musai. Bun, n-o să schimbăm la fiecare astfel de eveniment. Unii au schimbat la o anumită conjuncție, alții la altă conjuncție, alții la altă conjuncție. Acum, încă o parte, poate taurii, poate berbecii, poate scorpionii, poate vărsătorii, din nou sunt puși în fața unei alegeri colosale de sens. Ieșirea dintr-un ritm, un ritm lent, ceva mergea lent în viața voastră și gata, Marte și Uranus se întâlnesc, declicul și dă-i drumul în altă direcție. În orice plan poate să fie. Unii își recapătă independența din punct de vedere financiar, începe o afacere pe cont propriu, deși e un dram de risc acolo. Unii spun, vai, dar cum să faci lucrul ăsta acum, în perioada asta atât de proastă? Da, domnule, acum simt eu nevoia să o fac. Mulți ați putea simți lucrul ăsta. Taurii, berbecii, peștii, alții au nevoie de schimbarea jobului. Gata, nu mai pot, nu mă mai văd în jobul ăsta, nu e pe șablonul meu, m-am săturat, am obosit, vreau să fiu eu propriul meu stăpân. Deci multă lume pornește realmente pe cont propriu și își ia viața în mâini. Și cum e nodul nord acolo, e ceva ce simțeați sau poate nu simțeați, cândva trebuia să se întâmple. E un moment cheie de destin pentru multă lume. Acele puncte de reper pe care le avem din când în când, unii de trecut prin viața, de bifat, gata, am făcut-o și pe asta, gata, am făcut-o și pe asta. Ăsta poate fi un moment de am făcut-o și pe asta, trebuia să o fac. Găsiți o cale nouă, deschideți o cale nouă, sunteți împins pe o cale nouă, da? E și un dram de hai, du-te! Vă aruncați așa un pic în gol cu un dram de risc pe aici pe acolo. Că tot se întâmplă evenimente riscante, mai ales că se întâmplă și eclipse pe axa aceasta, Taur, Scorpion, din nou, ia-ți, asumă-ți destinul, pornește. Și acesta poate fi cumva în completarea eclipselor de pe această axă. Bine așa să, probabil, eclipsele vă arată, vă dau ideea ce ar fi să faci lucrul ăsta și pe urmă ziceți, bun, ok, vreau, dar de unde resurse? Ei, asta e resursa. Întâlnirea dintre Marte și nodul nord, la care se adaugă și Uranus, e resursa, hai,
du-te, aruncă-te, fă. Și în aprilie, și în mai, și în iunie, și în iulie, și în august, grămadă de evenimente care vă dau resursele, curajul de a vă schimba destinul, acolo unde n-aveați curaj să faceți marile schimbări. Deci este un an cu 5 conjuncții majore ale nodului nord prin Taur și care nu s-au mai produs din 2004. Iar cea cu Uranus, v-am spus mai înainte că este unicat în viață, unicat într-o viață de om și care pe mulți ne va îndemna această conjuncție să lăsăm totul baltă și să ne recăpătăm independența. E un război de independență pe care unii îl ducem de ceva vreme și acum e momentul proclamației de independență. Gata, de azi înainte sunt eu, puternic, curajos, îmi iau destinul în mâini, ce-o fi, o fi, poate e o nebunie, poate e risc enorm, dar mulți simțiți nevoia unui restart curajos dintr-o zonă de stagnare, de pasivitate, de așteptare, în care probabil nu se mai întâmpla nimic din ceea ce doreați voi să se întâmple. Destinul își lasă amprenta și vă dă acest curaj nebun de a o lua de la capăt. Și ați văzut cam în toate cele 20 de puncte cheie pe care le-am prezentat, nu sunteți lăsați. Luna și bucata, dacă nu chiar la câteva zile distanță, încă o provocare. Dar interesant, e un an interesant. Concluzia mea într-un astfel de moment este că ne așteaptă un an special. Nu foarte special, au fost ani mult mai interesanți. 2020 a fost un an interesant, finalul de an în care Jupiter s-a întâlnit cu Saturn. Jupiter și Saturn au intrat simultan în vărsător. Anul ăsta, să zicem că nu se produc evenimente majore, în afară de un Jupiter care pendulează între Pești și Berbec, parcă și vărsător, bineînțeles, parcă nu e așa interesant la capitolul schimbări de zodii. Dar măcar din câteva puncte de vedere, este un an unicat. Și ca atare vă doresc să fie unul dintre, dacă nu cel mai bun, an al vieții voastre.